O temă specială în creația sa este aceea a țăranului român, deseori portretizat în costum popular, odihnindu-se sau fiind prins în activități zilnice. Dimitrescu a făcut parte între 1926 și 1933 din grupul celor patru, una dintre cele mai importante grupări artistice ale artei românești. Alături de Nicolae Tonița, Francis Cirato și Oscar Han, Dimitrescu a organizat și participat la cele mai de succes expoziții de artă modernă românească, cei patru artiști fiind uniți de prietenie și de crezul artistic comun, acela al libertății de exprimare plastică. De Nicolae Tonița l-a legat o strânsă prietenie, poate printre cele mai cunoscute din vremea aceea. S-au influențat și inspirat unul pe altul, reușind să împingă granițele artei moderne din România către noi culmi. Dimitrescu a fost cel care l-a îndemnat pe Tonița să călătorească în Dobrogea, la Balcic, și să picteze universul acela exotic pe care el însuși îl îndrăgise atât de mult. Ștefan Dimitrescu a fost, pentru arta românească, pictorul prezenței umane. Omul a fost permanent subiectul central al creației lui, iar caracterul sensibil și plin de compasiune al artistului a știut să transpună în pânze toate trăirile interioare. Iubitor al tuturor popoarelor, Dimitrescu nu s-a oprit doar la sfera țăranului român, ci a zugrăvit cu aceeași dedicare toate chipurile pe care le-a întâlnit în călătoriile sale. Ștefan Dimitrescu s-a născut în 1886 la Huși, în județul Vaslui, iar școala de pictură a urmat-o la Iași, în paralel cu conservatorul. A fost și pictor, dar și un talentat violoncelist. La fel ca majoritatea colegilor săi de generație, Dimitrescu și-a continuat studiile la Paris, unde a locuit până în 1913, fiind student la Academia Liberă la Grand Chaumière. În timpul petrecut acolo, tânărul pictor a realizat copii după vechii maestri de la Louvre, dar a explorat și universul avantgardist al cartierului Montmartre, unde își avea atelierul. În România s-a întors un artist format și a intrat imediat în peisajul artistic. Dimitrescu a călătorit mult prin țară, în Olt, Făgăraș, prin Moldova și în Dobrogea și a pictat peisajele și oamenii locului. O temă specială în creația sa este aceea a țăranului român, deseori portretizat în costum popular, odihnindu-se sau fiind prins în activități zilnice. Țărâncuțe din Seliște este o lucrare reprezentativă pentru Dimitrescu. Reunește talentul său de desenator, prin care s-a remarcat de tânăr, cu studiul atent al cromaticii. Stăpânește bine negrul și îl integrează în compoziție fără să distrugă echilibrul de culori. Surprins într-o atmosferă caldă, primitoare, dar statică, parcă de netulburat, țărâncuțele lui Dimitrescu sunt zugrăvite de către pictor cu simplitatea și sinceritatea care le caracterizează. Ștefan Dimitrescu a fost un pictor iubit, atât de public, cât și de colegii săi artiști. Stingerea din viață, atât de prematură, din cauza unei banale răni superficiale, care s-a infectat însă și l-a răpus, a lăsat un gol neîntregit în arta românească. Arta lui Ștefan Dimitrescu, atât cât ne-a lăsat din ea, a completat peisajul picturii moderne interbelice românești.